în scenă, urmează să intre vecinii noștri. Anul acesta de dragobete i-am avut în calitate de oaspeți într-un minunat regal coregrafic. Cred că v-ați prins despre cine este vorba. Despre ansamblul Ius Ava. Ansamblul profesional de cântec și dans gagăgus a fost fondat în anul 1972. Dus Ava, semnificând melodie lină. De mai bine de 50 de ani, colectivul încântă publicul, prezentând toată bogăția și unicitatea folclorului găgăuz. Diverse aspecte ale creativității muzicale de dans, populare și artistice a găgăuzilor, îmbogățindu-o cu trăsături moderne. Director artistic al ansamblului de cântec și dans popular găgăuz, Duza Va, fiind Tatiana Șogoleeva. Lucrător emerit în domeniul culturii de găgăuzia, memerit maestru în arta al Republicii Moldova, iar coregraful ansamblului este Victor Grădinaș. Programul orchestrei este inedit, precum și faptul că au venit astăzi în scenă iarăși cu program ales. Cadeneaza de la Vulcănești, Iotu Tiu-Tiu-Tiu, interpretează Poidolova, Hopa Hopa de Vasili Vasile Oglo și Nunta găgăuzească. Ansamblul de muzică și dans popular găgăuzesc, Dius Ava. Aplauze! Oh!
ansamblul Dus Ava. Să vă mulțumim pentru vizionare.
Care au făcut posibilă ca să fie așa atmosfera. Este vorba de Primăria Cimișlia. Ne-a oferit Casa de Cultură, această scenă impunătoare cu publicul care este aici. Mie îmi place că se circulă, pentru că așa este la festival. Pleacă unii, vin alții, așa este frumos și așa ne stă bine. Dragii noștri, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în persoana ministrului Sergiu Prodan, aduc mulțumiri pentru că a lăsat deschisă invitația noastră și a delegat astăzi în teritoriul ansamblul Joc peste 80 de dansatori care vor urca astăzi în această scenă. Despre Diuzava pot spune la nesfârșit. Tatiana Șoguleva și Diuzava n-a lipsit nici de la o ediție a festivalului Ion Păpușoi. Și iată avem 8 ediții. Nunta! Găgăuzească, moldoveni!
orchestra Apălină de muzică și dans. Vă auzesc de la Comrat. Așa e! Popular din Zava și invit nănașa Tatiana Șogoleva și nașul Victor Grădinaru aici în scenă. Domnule președinte, haideți să oferim nominația Maestrii Bugeacului, că alții nu-s și nici nu o să fie dacă nu o să iubim noi și nu o să îngrijim de ei. Mulțumim, doamnă Vlah, pentru faptul că i-ați promovat prin toată țara și noi am cunoscut și îi iubim căsa noștri. Diuzava! Vor merge la orhei, pentru că dansatorii pleacă la orhei. Au concert! Vă urez succes, dragii noștri, să fiți tari și să duceți din neam în neam tradiția dansului moldovenesc. La mulți ani!